Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare. Luna venus a ascend nord în fecioară. Etalarea e un pic în întârziere, dar sper să merite așteptarea. Haideți să vedem ce v-au pregătit cărțile și ce mesaje primiți pe acest canal. De la clarificator, iau te. Încercați să vă detașați de o situație emoțională care v-a consumat energetic probabil că a trebuit să dați bani în prea multe direcții sau ați experimentat o situație sau poate chiar o iubire. O iubire va a dezamăgit, o iubire v-a pus într-o situație dezechilibrată și v-a consumat energia și încerca să vă detașați emoțional de această situație. Dacă ați ascultat și prezentarea de la luna plină, vă va ajuta, dacă nu vă Vă trimit acolo, vă va ajuta să învățați să faceți eliberările corecte și tot ce trebuie ca să vă eliberați cu răbdare, în timp, dar și într-un mod coerent. La capătul setului de cărți, iar mai devreme a fost 10 de băte, aici 9 de băte. Voi, fecioarelor, frumoaselor, puternicelor, sunteți într-o situație care vă blochează. Pentru mine, întotdeauna acest nou de reprezintă un zid. Ori încercați să blocați pe cineva, ori cineva vă blochează pe voi, variază, evident. Oh, ce frumos! Ce frumos! Văd faetonul și steaua, văd faetonul și steaua și asul de bute. Ați vrea să începeți ceva, ați vrea să vă manifestați destinul vostru, să începeți într-o nouă direcție. Variază că e relație, că e job, că -i... Sunt multe posibilități cu acest as de monede. Vreți să vă manifestați destinul vostru? că v-ați întâlnit destinul alături de cineva, iar variază, dar chiar dacă nu v-ați întâlnit, sunteți deciși să mergeți către, către steaua voastră, către vindecare, către echilibrarea voastră, către credință, începe să recăpătați, să vă recăpătați credința după ce ați experimentat. Și nu, chiar acum, chiar Vreau să citesc cum citesc în mod general această carte, dar în acest context simt că patru de monede poate să vă redea un soi de echilibru, această vindecare a voastră în care vă implicați de mult timp unii dintre voi, așa, și chiar dacă nu e vindecare, începe să credeți că să fie, o să fie bine și pentru voi și pentru că manifestați această speranță și credință, patru de monede îl văd ca o o putere de a vă menține principiile chiar dacă aveți de a face cu situații care vă blochează. Înțelegeți ce spun, da? Hai să vedem. Fecioare soare Luna Venus, ascendentul în Ornă, Fecioare, martie 2021. Puteți să da, știți că oricum metalarea pentru martie nu se termină chiar pe 30, 31, totdeauna există și Posibilitatea se continuă în aprilie și cine știe când, hai să vedem. cruce celtică, așa cum fac de obicei. Central, iau te, șapte de cupe, provocarea, valetul de băte. În trecut nebunul, în trecutul apropiat regiului de spade, în viitor ce aveți. Hmm. Șase de spade, iar o detașare, poate chiar o călătorie, rămâne de văzut, o să clarific. În prezent aveți, sunteți voi sau alt semn de pământ, Taur sau alsem de, sau semn de pământ sau chiar voi, regele de monede. Sfatul, patru de spade, exterior luna, confuzii, în fine, o să citesc. De ce vă este teamă? Hmm, de un leu? De cineva cu marcaj puternic în semnul leului? Dar revin, o să vedem dacă are legătură sau vă este teamă de această trezire de, sau vă este teamă unică, nu vă veți bucura de fericire așa cum ați vrea în prezent, ce vă doriți 5 de monede. Mm. Clarificare, uh, rezultat, nu clarificare, rezultatul final, roata norocului. Este bine, este bine. Uf, după 3 de spade, da, se schimbă energia, începe să manifestați, ce frumos, ce frumos, ce frumos. Vă reechilibrați viața după ce unii dintre voi ați fost tulburați de un triunghi amoros sau de prieteni, de prieteni care nu v-au fost benefici. Mare grijă, mare grijă. Dar eu zic că vă echilibrați în acest context. Da. După niște situații secrete, da, da, da. Cofi sem de aer pentru unii posibil, că am văzut și cavalerul de spadă, dar uh, vedem. La capătul setului de cărți, doi de monede. Trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți în ce sens? Trebuie să alegeți să manifestați sau să fiți receptivi. Este masculin și feminin în varianta pământeană. Sunteți activ, sunteți proactiv sau stați și vă lăsați influențați de niște lucruri care cred că pe voi s-ar putea să vă Acele lucruri s-ar putea să vă creeze confuzie, dar vedem. Vedem și la clarificări ca să înțelegem exact. Oricum, trebuie să alegeți. Imediat o să clarific. Vreau să, vreau să pun clarificatorii din timp ca să nu mai avem dubii și să nu mai spun eu nu știu câte variante, deși aș putea, hai să vedem, aș putea acum una rapidă, o variantă rapidă. 7 de cupe. În sufletul vostru aveți opțiuni, dar aveți și un soi de confuzie, pentru că văd că în exterior aveți luna care vă influențează. Există cineva cu o energie foarte apoasă, într-un fel vă face bine, niște emoții puternice le simțiți. Le simțiți față de acest personaj, dar aceste emoții vă creează și confuzii. O să clarificăm să vedem ce e cu acești șapte de cupe și, și luna. Clar că este influența exterioară care vă va atinge sufletul într-un fel sau altul. Poate să fie cineva cu marcaj, nu neapărat semn, marcaj puternic în pești, peștrac scorpion. Dar ce vă provoacă poate să fie copilul vostru. Dacă aveți copii, trebuie să, să rămâneți stabili, să vă păstrați echilibru ca soți, soții ce, ce o să fie parteneri de viață, dacă aveți un copil. Deci am zis că trebuie să, să vă păstrați echilibru în cazul în care aveți un copil care vă creează ceva probleme, că văd că aveți copii și în poziția fricilor. Poate vă este teamă că nu puteți luați o, să alegeți o opțiune nu puteți să. că tot am văzut doi de monede, de nu puteți să acționați într-un anume fel din cauza acestor copii sau copil. Iar e o variantă pentru unii dintre voi. În fine. Acum, în trecutul îndepărtat, a fost un zero, a fost un nebun, a fost o. Ați riscat ceva, ați riscat ceva, ați avut speranță că va fi bine în această direcție și și, repet, o să clarific, de la nebun s-a ajuns la regele de spade. Po în această se de cărți este reprezentat uh, ca un personaj mai tăcut și mai rece, mai sobru. Uh, probabil că au fost niște situații, vedem dacă se clarifică suficient de bine de la acest risc. Uh, poate că s-a pus în discuție, s-au pus niște lucruri uh, niște contracte în discuție după acest, acest risc, acest moment de zero unde v trecut și în acest moment contractele respective vă creează oarecare confuzie. Voi aveți nevoie să fiți cu picioarele pe pământ și să, să vă păstrați echilibru financiar. Probabil că unii trebuie să plecați la un drum ca să manifestați ceva. Ori echilibrarea voastră în relație, ori echilibrarea voastră mentală. Văd patru de spade. Acum. Pentru unii, chiar dacă nu-i copil, acest valet de, de bute poate să fie cu zero și cu valetul de bute o atracție pentru cineva posibil mai tânăr sau mai tânără decât voi, sau cu o atitudine oarecum mai copilăroasă, mai imatură, sau chiar dacă nu e imatură, concentrată pe latura fizică în sensul mai mult sexual. Iar acest. O fi acest rege de spade, știu, dori că posibil să fie la tine semnul de aer, dar nu la toată lumea. Evident, nu toate fecioarele au avut de-a face cu un semn de aer, dar pentru unele posibil să fie acest semn de aer cu care ați riscat și, după cum vedeți, apar dezamăgirile peste care voi veți trece cu brio. Anul acesta veți trece, ca anul trecut v-ați tot cu chinui, și ați tot suferit și v-ați tot străduit să vă vindecați și este minunat că v-ați străduit unii dintre voi. Repet, în prezent trebuie să vă păstrați echilibru. -o fi un alt semn de pământ posibil, taur, capricorn sau un personaj care vă creează acest echilibru de care aveți nevoie. Posibil. Dacă nu este altcineva, ca și bărbați, trebuie să. Nu trebuie, nu am formulat bine. Simțiți că, trebuie să, ba da, simțiți că trebuie să rămâneți pe poziția voastră de soț, uh, personaje care oferă în oarecare echilibru financiar și emoțional familiei. În viitor se va pune problema unui drum. Acum că e detașare mentală, pentru că sfatul este patru de spade, da? de situația din trecut posibil, să vă vindecați de situația din trecut, de acest trei de spade, așa văd, simțiți că ați fost manipulați și vreți să începeți ceva, să vă schimbați energia, da? roata norocului, să vă schimbați norocul într-o altă direcție, posibil, posibil, foarte posibil. Și atunci provocarea este să îndrăzniți, să mergeți într-o nouă direcție, să lăsați aceste spade, 3, 4, uh, regele de spade și 6 de spade să vă detașați mental de ce a fost în trecut și valetul de, de bâte poate să fie o idee, un proiect, uh, o nouă direcție, uh, un nou chef de viață, de ce nu? Da, un nou chef de viață, că tot am văzut uh, steaua, dorința voastră de a vă vindeca. Sfatul este să vă vindecați, este fecioara sau fecioara, eremitul, varianta minoră, așa simt eu cartea, sau temperanța, pentru că e un înger aici. Sfatul este să vă rugați, să vă echilibrați, să vă vindecați, pentru că se va schimba energia în momentul în care vă, vă curățați ceacrele. Repet, ascultați la lună plină ce trebuie să faceți. Începeți să manifestați la lună nouă, luna nouă din pești, interesant. Luna nouă din pești vă dă da această șansă de a manifesta Intenții pentru viitor. Deci, vă este teamă de acest soare. Posibil pentru unii să fie cineva cu un marcaj puternic în semnul leului, în special. Din ce motive variază. Vă este teamă, eventual, cum am zis mai devreme, dacă aveți un copil, nu puteți alege din cauza acestui copil sau acestor copii. Sau, vă este teamă că nu vă veți găsi fericirea, dar renunțați la teamă ca să puteți manifesta, pentru că nimic nu se poate manifesta atât timp cât aveți îndoieli. Ce vă doriți? 5 de monede. Dacă au fost probleme financiare, evident că vă doriți echilibru. Da? Echilibru. Am văzut un 6 de... Unde era? mergeți către 6, da? Mergeți de la 5 către 6 să vă echilibrați relația dacă ați avut probleme în relație din cauza unui triunghi amoros, vă veți echilibra situația. Dacă n-a fost triunghi amoros care, repet, nu e obligatoriu să însemne a treia persoană, triunghiul poate să reprezinte și sau a treia cupă poate să reprezinte și jobul unuia sau prietenii sau distracțiile, da? Problemele financiare care sunt în prezent se pot vindeca, interesant, și aici este o biserică și aici este prin rugăciune, prin rugăciune, prin manifestări, prin eliberări și problemele de sănătate, pentru că amândouă arată și niște probleme de sănătate care pot să fie nu neapărat fizică, pot să fie emoționale, mentale, da? neîncredere și așa mai departe. Hai să și clarificăm. Ia uite asul de cupe, sau a oprit asul de cupe. Asul de cupe, chiar dacă nu-i nouă dragoste, da, e, e, vindecare. Ați crezut că va fi bine cu cineva, 10 de cupe poate să fie căsnicie, dar poate să fie și un ideal, un vis frumos și v-ați ales cu inima frântă, dar asul de cupe ce înseamnă? Înseamnă vindecare, este minunat. Uh, clarificăm, te rog frumos, uh, da, crucea celtică. Hai să vedem nebunul ăsta. Uuuu! Uh. Clarificăm nebunul, diavolul, da? Ați riscat uh, într-o direcție foarte toxică. V-ați legat. Mare grijă faceți dezlegările, ascultați uh, prezentarea de la lună plină și ce vă mai prezenta în afara etalărilor uh, pe Zodii. Uh, V-ați legat de cineva. V-ați legat de cineva care v-a adus multă toxicitate și multă karmă. Mare atenție cum vă eliberați de karmă. Ia uite! Regele de spade? Posibil regele de spade să fie același personaj. Interesant, da? Ia uite! Ați crezut că o să fie frumos, romantic, dar va a consumat această situație. Ia! Regele de spade. în regele de spade în trecutul 4 de cupe. Dacă mai vine acest personaj cu vreo ofertă, eu zic să o refuzați și să vă aduceți amintea de 3 de cupe pe care l-am văzut undeva, unde l-am văzut, l-am văzut pe undeva. Era chiar întors. Uh, fiți selectivi, fiți atenți uh, Da, fiți critici Pentru că uneori e bine să fiți critici ca așa sunt fecioarele uneori Nu tot timpul Evident că sunt întrăgostite, nu mai sunt critice, Dar fiți un pic mai critici Pentru că acest personaj v-a dus uh, Și nu fi Orice zodie Sobru, rațional, prea rațional pentru voi Prea complicat, prea toxic Prea dominator eventual prea dominator mental pentru unii, v-a adus multă suferință. 4 de cupe. Da. 4 de cupe. Clarificăm. Uite, trebuia în prezent. 7 de cupe în prezent. De fapt, în sufletul vostru. 7 de cupe, te rog frumos. Clarificăm pentru fecioare. 7 de cupe. 7 de cupe în sufletul fecioarelor. Hai. Bine, știm. Ia uite, soarele. O confuzie referitor la soarele vostru, poate. Da, soarele vostru. Iar, e o confuzie legată de un copil. Dacă sunteți doamne, poate e o chestiune legată de o sarcină, dar nu obligatoriu. Iar, interesant că soarele apare în poziția fricilor. Poate ați avut un partener sau aveți un partener în semnul leului și aici situația asta complicată vă creează confuzii. frici, e în poziția fricilor, da? Și în cazul în care nu aveți de-a face cu un semn de foc sau cu cineva marcaj în semnul leului, o oarecare confuzie referitoare la atingerea fericirii voastre după această dezamăgire cruntă și această situație foarte încălcită și toxică. Da, apare și senul uh, patru de spade ca și sfat, încă mai aveți de vindecat, încă mai aveți de eliberat, nu înseamnă că dacă faceți încă mai este de lucru. Da, trebuie să decideți. Iar e o chestiune acasă pentru unii dintre voi, casa asta poate să însemne multe. Eu doar am dat, am oferit cuvântul, vedeți și voi cum se cum se manifestă. Cum se manifestă? A fost o dragoste frumoasă cândva pentru cineva, dar au apărut blocajele, luptele eventual acasă. Trebuie să luați o decizie. Interesant că s-a oprit aici, tocmai unde aveți voi opțiuni. Aveți opțiuni. Și aici trebuie să alegeți voi corect, da? S-a la doi de monede. Trebuie să alegeți corect soarele. Trebuie să vedeți dintre toate cupele care este cea care vă aduce fericire, dragii mei. Care este cea, da? Bate și soarele acum pe... Și vedeți, când e prea multă lumină, se creează, ca și atunci când este prea mult întuneric, confuzia. Mirajul. E un miraj. Clarificăm, -mi te rog frumos, valetul de băte, ca și provocare. Ah, ia uite! Provocarea asta, acest valet de bâte, aventură, o fi fost cu cineva, atracție care v-a adus dezamăgire. Da? V-a adus dezamăgire, dragii mei. Aici este provocarea. Că o fi personajul acesta, Cu fi personajul acesta, iar variază. Variază, variază, pentru că sunteți mulți și colectivă. Hm. Interesant. Um. Da, uite, conflicte, ați avut acest personaj, v-a adus conflicte, jocuri mentale, regrete, lacrimi, ho, oh, oh. ho. Deși ați simțit cândva, cândva, că e sufletul vostru pereche. Și poate o fi fost. Dar sufletele perechi vin și pleacă, ca și toate sufletele, de fapt. Nimic nu este stabil în viața asta. Clarificăm regele de monede în prezent. pentru uh, ho, oh, oh, ho, oh, ho, sunteți voi! Da. Sunteți voi fecioară, da, 9 de monede, dar a venit carta invers. Trebuie să munciți. Faptul că a venit nou înspre, merge înspre 8. Trebuie să munciți pentru acest echilibru să vă refaceți finanțele și nu doar finanțele, poziția socială, poziția familială. Da, faptul că a venit invers înseamnă că nu sunteți singuri, înseamnă că aveți responsabilități în cuplu. Da, apare și cuplu aici. Unii dintre voi aveți responsabilități în cuplu. Și dacă sunteți singuri, încă trebuie să munciți pentru o anumită poziție, să vă concentrați pe muncă în acest prezent, pe anumite abilități, achiziționări de ceva, de reușite, în fine. Iar vă luptați cu cineva. Sau luptați-vă, mai bine zis, luptați-vă lu, luptați pentru vindecarea voastră, pentru creșterea voastră, iar 8, și am zis că nu invers merge înspre 8, poate sunteți fecioare de august, nu de septembrie și de -aia a venit cartea pe inversa și confirmarea de 8, poate sunteți născuți în august și aveți acolo niște planete în leu care trebuie să se manifeste. <sighs> Însă, revin. Trebuie să vă reechilibrați. Posibil, aveți pe altcineva semn de pământ care vă poate echilibra sau cu marcaj, chiar dacă nu e semn de pământ. Chiar dacă nu are zodie de pământ, posibil să aibă planete care vă echilibrează. Ok, sfatul. Patru de spade, te rog frumos, clarificăm patru de spade pentru fecioară. Patru de spade. Patru de spade. Oh ia uite, spânzuratul. am în două cărți foarte spirituale, da, opoziția fecioară-pești luna plină în fecioară care vă ajuta să vă, vă ajută. încă e în scădere, deci încă puteți să faceți eliberările, ca la luna nouă din, din pești să începeți să, să vă pregătiți pentru iluminare, pentru manifestare, pentru intenții vă voi învăța și în această direcție, pe cei care nu știți deci este o perioadă, într-adevăr, de stagnare, dar stagnarea aceasta este în aparență. Este o vindecare mentală și spirituală. Și spirituală. Dați atenție la visuri, la ceea ce simțiți în timpul meditației, în timp ce vă rugați. Poate aveți niște fiori, niște chestii, niște stări, niște viziuni. Dați atenție. V-am vorbit despre totemuri. Dați atenție, atenție la ceea ce simțiți ca să simți Primiți inspirație. E uite și interesant că s-au oprit la 5 de monede și avem aici 5 de monede în poziția dorințelor. Vă va inspira cum să ieșiți din problemele financiare, din problemele de cuplu, din problemele de sănătate. Clarificăm luna, frumos, exterior, luna, pentru fecioare. Eh. 8 spade. E probabil un semn de aer care se gândește obsedant la voi și are o confuzie referitor la atitudinea voastră. Probabil faptul că voi alegeți o nouă direcție, alegeți să manifestați uite, să mergeți înspre, înspre sus, înspre cer, să zburați în sus, să tindeți către soare, către trezire spirituală, să vă faceți noi planuri de viitor. Da? Și să lăsați eventual grijile și cei care v-au sabotat sau v-au păcălit sau v-au lucrat pe la spate. Mai dăm totuși o carte. Posibil acest personaj să fi fost și căsătorit sau să fi avut o oarecare putere asupra voastră. Mai dăm o carte pentru această lună și o pe spate totuși. Dar cred că acest semn de aer, dacă este semn de aer, se gândește insistent, obsedant la voi. Opa! Da, se gândește la voi. Se gândește la voi, cavalerul de monede. Ar vrea să vină să construiască ceva probabil. Dar eu zic să vă concentrați pe ce am zis mai devreme. Vindecare, liberare, când va veni, va veni schimbat. Cine, cine a greșit trebuie să vină schimbat. Și pentru schimbare este nevoie de timp și voi știți cât va luat vindecarea. Da. Clarificăm soarele. De ce e soarele în poziția fricilor? Hai să vedem ce ar putea să fie soarele, pentru că sunt multe variante. Ia Uf. Aici, pentru un într-adevăr, iar apare trei, treiul, treiul, trei de monede, triunghi la locul de muncă și repet, triunghi poate să însemne și jobul, poziția, unii v-ați pentru o anumită poziție și a muncit mai mult decât era cazul. Pentru alții la locul de muncă v-ați întâlnit o, o colaborare. Hmm sau un suflet pereche. Dar trecând peste acest mesaj, în poziția fricilor. În poziția fricilor, cum? Eu aș schimba, am schimbat poziția. Cum puteți să vă reconstruiți viața în așa fel încât să vă atrageți sufletul pereche sau colaboratorii de care aveți nevoie ca să manifestați creștere financiară, socială, profesională și echilibru, da? Um, cum puteți să manifestați aceste lucruri? Și aveți această ne Pentru unii cred că e o neîncredere. E oarecare neîncredere pentru unele fecioare. Pentru alții, posibil la cei care își refac viața și care sunt singuri, nu căsătoriți, da, cei care încearcă să-și refacă viața, să întâlnească un suflet pereche, tot semn de pământ, repet, capricorn sau taur, că tot apare aici, da, semn de pământ. Dar și unul și altul, dacă este acest personaj în poziția exterioară, și unul și altul sunteți un pic neîncrezător, pentru că ați fost arși de diferite, da, dezamăgiți de diferite persoane anterior. Pentru că vă doriți acest suflet pereche, știți că asta vine în momentul în care începe să vă reconstruiți viața, în momentul în care apare trezirea, soarele vine aici în, 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 pești și se manifestă mai încolo. Bucuria, iluminarea se manifestă. Una e să, să vedeți și alta e să se și manifeste în viața voastră. Mai durează ceva. Poate unii trebuie să călătoriți către acest personaj care vă aduce bucurii, sufletul vostru pereche. Cofi, peștrac, scorpion, că iar vă semn de apă. fi alți personaj, repet, semn de pământ, iar văd. Nu contează. Contează că există cineva, totuși, în viața voastră care vă atrage atenția și cu care puteți să vă refaceți viața. Unii dintre voi. Dar e în poziția fricilor. Iau și voi și ei trebuie să aleagă eventual. Și aici s-a terminat și la voi, da? Nu știți dacă vor alege. Nu știți dacă vă o aduce, dar niciodată n-ai cum să știi. Aici trebuie de fiecare dată să riscăm. Și nu, nu vorbesc să riscăm ca nebunul, ci să ne lăsăm influențați de viziuni, de ghidajul spiritual pe care îl primim toți, dacă îl cerem. Clarificăm cinci de monede, te rog frumos, în poziția dorințelor. Cinci de monede. Ce este acest cinci de monede pentru special în poziția dorințelor? Să schimbați problemele, evident. E o energie cinci energie provocatoare. Trebuie să găsiți soluții. Cum să ieșiți din starea aceea de înfricurare de iaute. 5 și 7. un problemă de cuplu, da, 7 relațiile. Prin creativitate, iar confuzii, iar confuzii. Nu știți, dar eu cred că se leagă de acest personaj pentru unii dintre voi. Pentru că s-a oprit la lună. Mai dăm totuși o carte. Mai dăm o carte. Vreți să vă împăcați cu cineva? Dacă cei care ați fost căsătoriți s-ar putea să vreți să, să, vă, așa cum văd aici, să vă împăcați cu partenerii de cuplu, unii. Ia să luați de la zero. Poate chiar în familie să luați de la zero. Dăm o carte. Uf. Astea nu știu de când le-au apărut. Astea o să le pun de o parte. Aveți balanță și steaua. Trebuie să vă vindecați de o karmă. Am zis că v-ați atras karmă din partea cuiva, relația cu cineva v-a atras karmă. Trebuie să vă echilibrați viața și să vă vindecați. De o situație nedreaptă. De o situație nedreaptă. O punem undeva. Uite așa. O punem aici. Steaua și justiția. Eliberare de karmă. Iar ascultați înregistrarea cu, lună, înregistrarea plină. Se face cât mai des posibil, cât mai des, chiar și zilnic, dacă simțiți că v-ați atras multă karmă. Mai avem un cart -un în poziția dorinței. Ce e acest vale de cupe? Ce cu acest vale de cupe? Hmm. Iar tot doi de monede. Vreți să vă echilibrați viața, clar, financiar, pentru că sunteți semn de pământ și aveți nevoie de stabilitate financiară. Și valetul de cuper simt și ca... Nu poate să fie pentru cineva să așteptați niște scuze sau să vă împăcați sau să vă exprimați niște emoții față de cineva. Poate să fie. Dar eu simt mai degrabă implicarea voastră în vindecarea pe care trebuie să o faceți. Pentru că nu e suficient echilibru financiar, dar și vindecarea emoțională. Probabil că așteptați niște vești de la cineva care va, vă echilibrează oarecum viața, așteptați că iau de șapte de monede, așteptați vești de la cineva, care probabil că n-a mai discutat cu voi de ceva timp. 5 și cu 2, 7, 7. Se confirmă că s-a așteptat, s-a așteptat această comunicare cu cineva. O comunicare emoțională, o comunicare prietenească, în primul rând, sufletească. Și care vă vinde că va într-un fel sau altul. Nu e obligatoriu să fie scuze. Intuiți. Așa simt acum, marea preotea să simt că intuiți că se schimbă energia, că se va schimba energia. Și interesant, da? Am ajuns aici poziția dorințelor și am zis că finalul este roata norocului. Uitați cum este roata norocului aici, da? Simțiți, intuiți că roata norocului trebuie să se schimbe și pentru voi și să aveți creștere. Pe orice plan, în orice ați fi și să vă eliberați de aceste dureri. Răni, boli, decepții. E un ciclu. După care începe să creșteți. Unii dintre voi probabil că aceste dorări au fost, v-au creat mama copiilor voștri pentru unii, nu, pentru toată lumea. Pentru că zece de spade exact între regina de cupe și împărăteasa, care în general reprezintă, ia uite, mama niște situații ne prevăzute, tur, nu știți că înseamnă și separare, sunt niște situații în trecut, da? Și totuși intuiți că roata norocului se schimbă, că energia se va schimba și cum se va schimba, dragii mei, cei cu fecioară, planete, soare, lună, venus, ascendent, se va schimba în momentul în care vă vindecați, da? Trei de spade aici, exact în poziția spa, uh, sfatului este exact aici, trei de spade. Da? Trebuie să vă vindecați, să le puneți în cui aceste decepții și să vă uitați la ele ca, niște, ca la niște lecții spirituale, da? Și acest înger îl vedeți aici, în momentul în care faceți meditație, vă apare într-un fel sau altul, vă apar niște semnale. Și în momentul în care vă apar semnale, atunci puteți să manifestați această schimbare de energie. Atunci puteți să aveți toate, atunci Simțiți că aveți toate cele cinci elemente de care aveți nevoie ca să vă schimbați soarta. Dar intuiție aici. Interesant cum tocmai aici s-a oprit. Clarificăm, ok. Clarificăm și roata norocului așa. Dacă tot am clarificat atâtea, mai clarificăm și roata norocului. Te recunosc pentru fecioare. Soare, nu avem să spune. Ia uite, nouă de cupe. Fericirea vine, vine cu voi. Încredere, trebuie să aveți încredere. Posibil cineva se luptă pentru voi, se luptă, vrea să aibă controlul asupra voastră, cu fi semn de foc, cu fie alt semn, iar nu contează, dar nu contează pentru mine, voi știți cine ar putea să fie. Însă, această roată norocului a fost clarificată de nouă de cupe. Uh, Pești, scorpion, dacă vreți, așa, ca să știți o zodie, dar nu asta e important. Nouă de înseamnă fericire cu voi, da? Este nouă, da? Să nu... Da, luna septembrie, da? Ați putea să fiți voi foarte bine. Voi, după ce vă reechilibrați, dar nu doar echilibrare practică, financiară, ci și emoțională. Și emoțională vine după ce vă vindecați mental și după ce vă conectați la îngerii voștri, da? Și cine încearcă să vă mai influențeze? Eu zic să... Să vă detașați de aceste personaje, pentru că asta apare în viitor. Șase de spade. Vă detașați. Și mergeți către soare, că șase de spade pleacă de la întuneric, întuneric, să zic, sau lună, sau diavol, sau așa, o, o situație complicată, confuză, da? Care vă ține pe loc și merge către soare, soarele care a apărut și aici, ca și clarificare la, da? șapte de cupe. E o confuzie, nu știți exact ce direcție să alegeți, dar pentru asta, ca să știți, repet, faceți meditație pentru că tot aici este soare. Înainte să-l vedeți în față, îl vedeți în voi, în, în, mintea și în sufletul vostru îl simțiți. Și soare și aici, da? E galben. Soare e și aici. Cam atât. Sper că vă, vă place, v-a plăcut și rămâne să vedem cum se va manifesta în, da? Ce am spus în viitorul următor. Eu știu, apropiat, îndepărtat. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau ceau!